Meditația de astăzi ar fi referitor la, i-am spus generic, bătălia sau războiul zilei cele mari a lui Dumnezeu și de asemenea Gog și Magog, care face parte din această bătălie. Domnul pregătește o zi de răzbunare. Un conflict nemai întâlnit, dar scurt, ca să brăzdeze inimile oamenilor, să pregătească neamurile pentru împărăție, iar Israel să-l poată recunoaște și să regrete anii de ignoranță, neveghiere și neștiință. Atât de complex va fi și deosebit va fi conflictul acestei zile de răzbunare, încât chiar numai un singur simbol nu l-ar putea descrie. Așa că în Scripturi se vorbește foarte mult de simboluri. Sunt folosite multe simboluri puternice și sugestive, cum ar fi bătălia cu tremurul, focul, furtuna, vijelia, potopul și lista poate continua. Haideți să vedem ce ne spune profetul Ieremia în capitolul 25, versetele de la 29 și 38. Nu o să le citim chiar toate, dar cei care aveți Sfânta Scriptură la îndemână, vă îndemn să o folosiți ca să fie binecuvântarea și mai mare. Iarată, voi chema sabia pe toți locuitorii pământului, zice Domnul oștirilor. Domnul va răgni de sus, din locașul lui cel sfânt va face să-i răsune glasul. Va răgni împotriva locului pășunii lui, care știți că este creștinătatea nominală. Va striga ca cei care calcă strugurii, împotriva tuturor locuitorilor pământului. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu popoarele. Intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă săbiei, zice Domnul. Și în continuare, așa vorbește Domnul oștirilor: iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe fața pământului. În Apocalipsa 16 cu 14, coroborat cu Țefania 3 cu 8 și Isaia 13 cu 4, vedem că războiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic va aduna neamurile și va strânge împărățiile ca să-și verse peste ele indignarea, toată aprinderea mâniei lui. Pentru că Domnul însuși adună oștirile bătăliei. Și o să vedem cum se întâmplă acest lucru. În Apocalipsa 16 cu 18 și Evrei 12 cu 26 avem o descriere, spune un cutremur, un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare, care știm că va clătina nu numai pământul și cerul. Știți la ce se referă. Este această aprindere a mâniei lui Dumnezeu care va mistui tot pământul. Atât cerurile actuale, da, puterile ecleziastice ale creștinătății, cât și pământul, care știți că înseamnă organizația socială sub influența bisericii și a statului.
Toate acestea ne spune Apostolul Petru în a doua epistolă, în capitolul 3 cu 10, sunt păstrate pentru focul din această zi de judecată. Și știți că acolo scrie că cerurile vor trece cu trosnet și elementele eclesiastice actuale, aprinse de mare căldură, se vor topi și pământul, haideți să definim, este societatea care este cu toate lucrările pe el, vor fi arse. Să nu se înțeleagă, știți ce înseamnă, vor fi, deci nu arse fizic și literal. Cerurile aprinse ne spune că vor fi distruse. În Sefania 3 cu 8 și Malahi 4 cu 1 se arată că toți cei mândri și toți cei ce fac răul vor fi ca miriștea și acest foc îi va arde. Nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Și profetul Naum își dă concursul în această frumoasă descriere și ne spune în capitolele, în capitolul 1, versetele 3, 6 și 7, mai bine zis întreagă retoric, spune: Domnul umbră în furtună și în vârtej. Cine poate sta împotriva mâniei lui, sau alte traduceri, împotriva indignării lui? Și cine poate îndura mânia lui aprinsă? În Isaia 28, în primele versete, 2 și 3, citim: Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari șuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ. Cine spune în continuare, va fi călcată în picioare cu nuna îngânfată a bețivilor lui Efraim. Practic, ce face? El mustră marea și o preface în uscat, face să sece toate râurile, figurativ vorbind. Munții se clatină înaintea lui și dealurile se topesc. Pământul se cutremură de prezența lui, lumea și toți locuitorii ei. Iată ce vremuri sunt descrise. Tot la Naum, dar în versetele 4, 5 și 8, ne spune: dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va pune capăt cetății și întunericul va urmări pe vrăjmașii lui. Ce sumbru, ce descriere ne face Sfânta Scriptură despre această zi, despre aceste vremuri. Cum am arătat, acestea nu vor fi inundații și incendii literale care să distrugă planeta noastră, pământul și populația lui. E foarte clar să nu, dacă sunt prieteni, să nu se înțeleagă greșit. Ordinea actuală de lucruri va fi distrusă și va fi urmată de o nouă ordine, ceruri noi, biserica glorificată a lui Dumnezeu și un pământ nou, o societate omenească reorganizată, nu așa cum este aceasta de astăzi în derivă. Toate aceste lucruri se vor întâmpla pe baza iubirii și în locul egoismului, care va dispărea. Egoism care ne afectează foarte mult astăzi și suntem în starea și în situația în care suntem, spun eu, tocmai pe acest motiv. În Sefania 3 cu 9 ne spune: atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme numele Domnului, ca să-L slujească într-un gând. Vedem, observând, dragi frați și surori, că fiecare detaliu profetic arată că înainte ca lupta să se sfârșească, va fi un conflict sângeros, o furtună aprigă și
îngrozitoare. Vă amintiți de necazul care a venit asupra Israelului trupesc la sfârșitul veacului iudeu. Și acum, ajungând la perioada paralelă, secerișul veacului evanghelic, vedem toate aceste indicii ale unui necaz asemănător, dar de această dată și mai mare, asupra creștinătății. Deși judecățile venite asupra iudeii și Ierusalimului au fost groaznice până la extreme, cum vă amintiți, totuși ele au fost, se pare, la o scară destul de mică în comparație cu marele necaz care va veni asupra creștinătății și care se apropie foarte repede și eu spun că în curând va cuprinde întreaga lume. În Ioel 2:9 citim: sunați din trâmbiță în Sion, sunați un semnal pe muntele meu cel sfânt, ca toți locuitorii țării să tremure, căci vine ziua Domnului. Este aproape. Și cred că cu toții simțim acest lucru. Peste cei răi, spune psalmistul David în psalmul 11, de la versetele 3 la 7, spune că plouă primejdiile, foc și pucioasă, adică un simbol al necazului și al nimicirii și un vânt dogoritor. Spune profetul mai departe, zice, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept și iubește dreptatea. O închide psalmistul. Bătălia acestei zile mari a Dumnezeului nostru va fi cea mai mare revoluție pe care a văzut-o lumea vreodată. Și cum se ajunge aici? Cum a fost? Cum va fi generată? Păi de nedreptățile care le vedem și naționale și individuale și vedem cum această lume rea datorită egoismului și răutății nu se mai poate guverna, nu se mai poate conduce, nu se mai poate controla. Vedeți că sunt reforme, se anunță peste tot reforme, dar sunt ineficiente și toate vor eșua, lucruri care vor amplifica criza care este iminentă. Toate acestea vor duce la discuții, controverse, războaie de cuvinte și dezbinări, conflicte, opinii, toate care vor culmina cu o luptă, chiar o luptă cu arme. Dacă o să vă uitați sau o să citiți pe internet, care nu vă uitați la știri, o să observați că națiunile sunt atât de înfuriate și sunt înarmate, unele până în dinți, mânioase una pe alta, gata să de luptă. Ridicarea maselor creștinătății în anarhie, în timpul predominării lipsei de lege, care cred că va urma, pentru că observ că foarte mulți ignoră legea și regulile, și nu numai la nivel de indivizi, chiar și la nivel de națiuni, dacă vă uitați și pe mapamund. Sunt lucruri care poate nu se spun aici la microfon, dar voi le înțelegeți și le vedeți. Deci va fi această chestiune extrem de brutală și de sălbatică, așa încât va depăși toate barbariile păgâne care
le-am auzit și ne-am îngrozit până acum. Cartea ne spune că va fi un necaz fără precedent în istorie. Așa că, să spunem așa, așa ar fi ordinea bătăliei zilei cele mari a Dumnezeului Atotputernic. În idee așa, caracterul, să spunem așa, acestei zile este, chiar dacă este o zi de groază, este al unei lupte împotriva întunericului, da? Deci e o luptă a libertății asupra supririi, a adevărului împotriva erorii, să spunem așa. Și, cum am spus, întinderea ei va fi pe în toată lumea. Căci Domnul, o să găsim în Vechiul Testament și o să mai cităm și la finalul meditației această chestiune, că Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în Valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, o lucrare neobișnuită, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Ne spune Isaia de la 28, 21 și 22, căci am aflat de la stăpânul, Domnul oștirilor, că nimicirea întregii țări este hotărâtă. Vești îngrijorătoare, întristător, poate ce v-am spus, dar haideți să vedem. Nu-i chiar așa pentru toată lumea. Tot acest sistem social, pământul care am văzut și celelalte elemente care spun că vor arde, nu pot fi aprinse până când Domnul permite să se pună chibritul. Marea bătălie decisivă nu poate începe până când marele voievod Mihail, menționat în Daniel 12:1, căpetenia mântuirii noastre, se ridică și dă ordinul. Iar dacă vedem tulburări frecvente pe toată lumea, pe mapa mond, chiar dacă necazul cel mare este iminent, nu poate avea loc până când acea turmă mică a cei aleși a lui Dumnezeu nu au fost pecetluiți și adunați. Cred că sunteți cu toții de acord cu această chestiune. Între timp, haideți să ne amintim descrierea acestui timp de necaz făcută de apostol și cum ne spune că va fi ca durerile peste femeia însărcinată. Și multe dintre dumneavoastră știți cum este acest lucru. În spasme, cu convulsii, de necaz, între intervale care le prescurtează, când este un pic bine, când este un pic rău. Așa au fost și până acum, dacă vă uitați, mai ales în ultima vreme. Și fiecare spasm viitor va fi mai sever până la ultimul chin, în care ordinea nouă se va naște în agonia de moarte a instituțiilor actuale. Profetul Isaia ne spune în capitolul 42, versetele 13 și 14, că Domnul înaintează ca un viteaz. Își stârnește gelozia ca un om de război. Înalță glasul, strigă. Își arată puterea împotriva vrăjmașilor săi. Auziți ce frumos? Am stat mult liniștit, am tăcut și m-am abținut. Pune în continuare. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile nașterii.
voi gâfâi și voi răsufla. Domnul, prin providența sa conducătoare, va prelua comanda generală acestei mari armate de nemulțumiți. Și aș vrea să fiți foarte atenți cine este această armată de nemulțumiți. Tot felul de, spun eu, reformatori, socialiști, moraliști, anarhiști, idealiști și ce doriți, cum doriți, sunt multe denumiri. Oameni disperați pe care îi va folosi și se va folosi de speranțele lor, de nebunia, de egoism, de frica lor, de disperare, ca să realizeze marile sale scopuri în răsturnarea instituțiilor actuale și în pregătirea omului pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, fraților, nimic nu este la întâmplare. Dumnezeu se folosește de orice și de oricine ca să-și ducă planul la îndeplinire. De aceea spun eu că numai pentru acest motiv este numită Marea Armată a Domnului. Și v-am spus să fiți atenți. Sfinții, din punctul meu de vedere, nu vor face parte din această mare armată a Domnului de nemulțumiți și așa cum am arătat. Pentru că ei sunt conduși de Spiritul lui Dumnezeu și ca fiul lui Dumnezeu nu trebuie să aibă parte și de a face cu această parte a bătăliei. În timp ce toată această strâmtorare și necaz din această zi vor fi întâi și în mod special peste creștinătate și în cele din urmă peste toate popoarele, totuși, aș vrea să fiți puțin atenți. Explozia finală va fi, ne informează profetul Ezechiel, și dacă poți să pornești și harta, te rugăm, tot din în capitolul, va fi tot din Israel, ne spune la Ezechiel, la capitolul 38, și aici vorbește foarte mult. O să vedem aici o intervenție a lui Gog. Gog și Magog. Și aș dori să înțelegeți. Gog tipifică și reprezintă răul. Nu este un personaj, nu are nicio legătură cu Gog, să zicem, spre exemplu, din Apocalipsa. Este tot un simbol al răului, dar nu este același personaj fizic. Deci capitolele 38 și 39 din Ezechiel prezintă o profeție uimitoare despre vremurile din urmă, când se spune că va avea loc o invazie masivă a Israelului pornită din nord, condusă de Gog și căreia i se vor alătura un număr mare de națiuni islamice, inclusiv Iranul pe care îl vedeți pe hartă. Această invazie masivă, fraților, va avea drept rezultat una dintre cele mai mari intervenții divine cunoscute vreodată, după care Dumnezeu va porni la judecată. Toate aceste schimbări, lucruri vor avea ca rezultat schimbări masive la nivel mondial, politice, religioase, spirituale și așa mai departe. Într-un cuvânt, noua ordine mondială. Citim în Ezechiel 38, cei care aveți Sfânta Scriptură, la versetele 1 și 6, spune: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Meșecului, Roșului, Meșecului și Tubalului. Le vedeți, sunt acolo sus, Roș, Meșec și Tubal. O să mai vorbim
despre ele și prorocește împotriva lui și spune: așa vorbește Dumnezeu, iată, am necas pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put. Acolo avem Persia, Etiopia și Put. Toți cu scut și coif, Gomerul cu toate oștirile lui, Taratogarmei. Pare rău, nu avem un indicator, dar poate Rudi vă ajută cu mouse-ul. Atenție! Din fundul miază noaptei, cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Să rețineți cuvântul acesta, popoare multe împreună cu tine. Vedem aici, frați și surori, o coaliție impresionantă condusă de un lider numit Gog. O să încerc să mă întorc, dar să și pot să capteze microfonul. În original, Gog înseamnă munte sau conducător puternic. Acesta-i titlul, asemănător cu un faraon sau un cezar. Este un dictator plin de putere care va urzi un plan malefic de a invada și distruge Israelul, ne spune Ezechiel 38:10. Dumnezeu îl înfruntă pe Gog, punându-i: iată, am necas pe tine, Gog. Fraților, când Dumnezeu spune că are necas pe tine, înseamnă că într-adevăr ai dat de necas. Dumnezeu vine numai împotriva celora care se ridică plin de mândrie împotriva lui. Se pare că acest Gog este caracterizat de această trufie, îngânfare și mânie. Chiar dacă aceste națiuni implicate sunt descrise după numele vechi, se pot identifica valențele și denumirile moderne ale acestora și le vedeți aici pe hartă. Dumnezeu îi va judeca pe Gog și pe națiunile care îi se vor alătura pentru ostilitatea și ura lor față de Dumnezeu și față de poporul său, Israel. El va face acest lucru zdrobindu-i cu putere de nicovala adevărului. În Geneza 12:3 găsim acest lucru, spune: cei ce vor binecuvânta Israelul vor fi binecuvântați și cei ce vor blestema Israelul vor fi blestemați. Dumnezeu judecă națiunile potrivit atitudinii și faptelor acestora față de poporul său și acum îndeosebi în ce privește Israelul. Iar în vremurile din urmă, judecata se va manifesta în special atunci când națiunile se vor porni împotriva Israelului și eu spun că nu va fi acel moment foarte îndepărtat. Dumnezeu va judeca aceste națiuni în mod suveran, punându-le un cârlig în fălci. Fiecare știți ce înseamnă să pui un cârlig în fălci, chiar și la un animal. După ce ai pus un cârlig, să spunem așa, în fălci, te urmează și cam face ce dorești tu. Așa și coborându-i împotriva Israelului. Aceasta chestiune descrie în mod literal ceea ce cuceritorii obișnuiesc să-i facă unui dușman învins, capturat, conducându-l exact
spre locul unde a dorit să-l ducă. Vedem așadar că Dumnezeu deține controlul suprem asupra națiunilor. Originea multor din invadatori se găsește în lista națiunilor apărute după potop. Dacă o să vă uitați la Geneza 10, de la 2 la 5, spune așa, fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer, Ashkenaz, Rifat și Togarma, care o vedem acolo. Fiii lui Yavan, Elisha, Tarshish, Kitim și Dodanim. De la ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării, după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor. Gog vine de la Magog și este domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Le vedeți acolo sus, ne spune Ezechiel 38, cu 2 și 3. Acestea sunt consemnate în arhivele istoriei ca fiind triburi străvechi ce s-au stabilit în zona fostei Uniuni Sovietice. Dacă poți să faci harta mai mare, așa. Și Turciei, ne spune acest lucru marele istoric Iosefus, Herodot și Plinius. Am văzut că la unison au apreciat lucrul acesta. Numele Gog este oferit conducătorului țării Magog. Gog mai este menționat și în 1 Cronici 5 cu 4 ca un descendent al lui Ruben și de asemenea în Geneza 10 cu 2, cum am arătat. Dragi frați și surori, Ezechiel ne spune și ne oferă numele țărilor implicate în conflictul sau în invazia Israelului condusă de Magog. Trebuie doar să decifrăm și să fim atenți. Înșirate în ordine, acestea sunt, cum le relevă și Sfânta Scriptură, Magog, Meșec, Tubal, Persia, Cuș, Put, Gomer și casa Togarma, precum și popoare multe împreună cu tine. Magog, țara aceasta, istoricul roman Iosefus din secolul 1 a spus despre magogeni că sunt oameni pe care grecii numesc citi, o civilizație feroce ce s-a stabilit la nord de Marea Neagră, undeva unde este locul ocupat astăzi de Rusia, mai cu seamă de actualele republici islamice ale fostei Uniuni Sovietice, posibil și Turcia. Dacă ne uităm la hartă, acest teritoriu poate include chiar și Afganistanul din zilele noastre. Roșul, era bine să mai insistăm, dar timpul ne presează și aș vrea să nu depășesc, deși fratele Liviu a avut îngăduință. Roșul, deci întrucât în limba ebraică roșul înseamnă conducător, unele traduceri l-au numit mai degrabă prințul conducător. Să vedem versetele 2 și 3, decât domnul roșului. În privința Meșecului și Tubalului, opiniile sunt împărțite. Una dintre posibilități ar fi că ei au fost stabiliți în partea de sud a Rusiei, având în vedere faptul că roșul este partea de nord a Rusiei. O altă posibilitate ar fi localizarea lor în Turcia contemporană. Meșec se poate referi la vechii muschi și muscu situați în Cilicia și Capadocia, adică în Turcia de astăzi, respectiv la vechii Tubalu în Capadocia, ambele popoare migrând mai târziu spre centrul sau estul Rusiei. Alți membri ai acestei coaliții sunt Gomer,
cimerienii antici. Clar, Turcia de astăzi. Dacă poți să faci puțin mai mare, să... Așa și respectiv, și Togarma, care ar fi Armenia antică, teritoriul aflat mai cu seamă tot în Turcia de astăzi. Vedem aceasta în versetul 6. Așadar, concluzionând, Turcia ar putea fi cu siguranță o parte semnificativă din această coaliție. Rusia, de asemenea, pare a fi parte a acestei invazii datorită faptului că de trei ori este descrisă invazia ca pornind din părțile îndepărtate ale Nordului. Sau, potrivit altor versiuni biblice, din fundul miezănoaptei. Această chestiune trebuie calculată față de poziția Israelului și vedem descrisă în versetele 6, 15, 9 și așa mai departe. Și versetul 2. Fraților, aici este Israelul. Aici este Libanul, Hezbollah, aici este Turcia și aici este Rusia. Hezbollah, Libanul, este aici în nord, după care urmează Turcia în planul mai îndepărtat și în, să spunem, în fundul miezănoaptei este Rusia. Toate, dacă observați, sunt aproximativ pe această linie. Ezechiel 38 cu 5 și 6 menționează alte națiuni. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put. Le vedeți aici. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, popoare multe împreună cu tine. Haideți să le luăm pe rând să vedem cât reușim. Cea mai importantă națiune ar fi alături de Rusia este Persia, care, mulțumim la Rudi că ne ajută, este Iranul de astăzi, cred că nu sunt dubii în privința acestui lucru. În 1935, numele oficial al Persiei s-a schimbat în Iran. În prezent, Iranul, după cum știți, este un dușman de moarte al Israelului. Poate numărul 1. Ce mai știm? Că Iranul este un apropiat, chiar un aliat al Rusiei. Aceasta protejându-l de sancțiunile drastice occidentale care au venit de-a lungul timpului peste ei. Până la Revoluția Islamică, Iranul a fost pro-Israel și pro-Occident. Acum însă se află în cealaltă extremă. Am auzit și ați auzit și voi și ați văzut de multe ori Ayatollahul, liderul suprem din Iran, a declarat că cea mai mare dorință a lor este să vadă nimicit, distrus cu totul poporul Israel. Chiar amenință că îi vor împinge în mare. Dacă poți un pic să faci mai mic, te rog. Mai mic. O să vedeți, o să discutăm imediat, sunt așa înconjurați încât singura lor variantă sau refugiu ar fi marea. Altă variantă nu au când vor fi invadați, să spunem așa. Dacă Iranul ar dobândi armele nucleare sau ar profita de alte împrejurări, ar putea să recurgă imediat la distrugerea Israelului. Ați văzut că deja au atacat Israelul fără precedent. A fost un mic episod, dar totuși să știți că a fost de o însemnătate deosebită, pentru că ceea ce nu s-a văzut sau nu s-a știut, dacă o să vă uitați, sunt și știri din Israel și o să puteți da traducere din engleză.
au fost ajutați de foarte multe națiuni. Deci nu a fost un atac, să spunem, pierderile au fost minimizate doar datorită faptului că au fost ajutați foarte mult. Au fost sute de bombe și de rachete lansate împotriva lor din Iran. Deci, fraților, putem vedea încă o dată, în plus că această situație actuală a lumii se aliniază, am spune, aproape perfect la Ezechiel 38. Al doilea, Etiopia, te rog dacă poți să faci mai mic, mulțumim, este... Da. Etiopia este ținutul din sudul Egiptului, numit acum Sudan. Dacă poți să faci mai mic. Așa, să vedem, un alt stat fundamental islamic foarte ostil Israelului. Am zis să facem harta un pic mai mare. O să vedeți cum sunt toți adunați în jurul Israelului. Put, Libia, este un alt stat islamic care are o poziție anti-Israel, aflat în vestul Egiptului și în care Rusia trimite trupe chiar neoficial. Uitați-vă, m-am uitat zilele trecute pe internet, sunt tot felul de mercenari, foarte mult echipament și tehnică militară trimite Rusia acolo. Dacă o să dați căutare după această știre, o să vedeți mai multe detalii. După cum am menționat deja, Gomerul și Togarma reprezintă ceea ce astăzi sunt cunoscute ca fiind ținuturile Turciei, o națiune majoritar musulmană. Vechii cimerieni din secolul al VII-lea până în secolul I au fost situați în centrul sau vestul Anatoliei, adică în Turcia de astăzi. Togarma, Ilgarimul, cum se mai numește, se situa în vechiul Carchemiș și Haran, în sudul Turciei, partea de jos. Haideți să vorbim și despre Turcia puțin. Turcia, chiar dacă este un stat majoritar musulman, este un stat secular și face parte din NATO. Și aici am spune că este un aliat al Occidentului și un aliat strategic al Israelului în trecut. Așa a fost, dar totuși, în ultima vreme, lucrurile s-au schimbat radical, cu repeziciune. Din momentul în care partidul fundamentalist islamic a venit la putere, în general după 2009-2010, politica externă a Turciei s-a schimbat în favoarea unor relații mai apropiate cu Iranul, Siria, iar mai nou ați observat odată cu conflictul din fâșia Gaza, disprețul și oponența și chiar ostilitatea față de poporul Israel sunt manifestate fățiși. Am văzut fără nicio reținere susțineri, inclusiv a președintelui, negative, chiar ostile, în ce privește poporul Israel. Așa că sugerez că este foarte probabil ca Turcia să nu ezite dacă va fi momentul și când va fi momentul să atace Israelul și să se arate, să se alăture acestei coaliții. Schimbările tot mai recente de pe plan mondial ne dau aceste indicii și ne duc la această concluzie. Uitați-vă la Ucraina, la fâșia Gaza, care toate acestea converg spre această susținere din Ezechiel. Patru din cele nouă națiuni invadatoare menționate în Ezechiel ocupă Turcia de astăzi. Semnificativ aspect. Și unele regiuni sudice ale Rusiei lângă munții Caucaz, precum și câteva popoare dintre popoare turce aflate în Asia Centrală. Așa că nu e de mirare că Dumnezeu a considerat Turcia o națiune importantă și mai ales în acest conflict. Haideți să vedem alte trei națiuni menționate. Libia, Sudan și Iran.
dacă vă arată Rudy, formează alături de Turcia un cerc aproape perfect în jurul Israelului. Uitați-vă. Deci, Libia, Sudan, Iran și Turcia. Turcia acoperă întregul orizont la nord de Israel. Acolo sus, da? În timp ce Iranul este așezat la est de Israel, acolo îl vedem, Sudanul îl vedem aici la sud, iar Libia o vedem la vest. Iată că Israel este înconjurat din toate cele patru părți ale sale, de aceste națiuni islamice ostile. Situația politică se aliniază iar în prezent lucrurile privind situația Israelului se agravează. Dacă vă uitați la știri, indiferent la televizor sau pe internet, vedeți că, vă sugerez când vă uitați la știri, dacă puteți să vedeți și știri din alte țări, aveți posibilitatea să le traduceți cu un traducător automat al browserului de pe internet, o să vedeți că sunt un pic mai altfel câteodată decât știrile care le auziți la televizor. Este tot Israelul, cum am arătat și cum ați observat, este tot mai izolat și mai puțin popular în lume pe plan internațional, chiar stigmatizat. Dacă până, să zicem, acum câteva luni, o jumătate de an, n-am fi putut spune lucrul acesta, în ultimile luni, cred că s-a observat cu prisosință acest aspect. Am văzut că sunt atât de îngrijorați, inclusiv liderii israeleni, că sunt tot mai mult și tot mai mult izolați și tot mai mult sprijin pierd. Chiar aliații tradiționali, și ne referim aici inclusiv la America, se pare că nu îi mai ajută atât de mult cât s-a sperat. Uitați-vă că foarte mulți lideri politici, inclusiv din America, se delimitează de cele mai multe ori de acțiunile Israelului. Este o situație destul de grea pentru Israel. Toate acestea facilitează premisele invaziei prezentată în Ezechiel 38. Așa își slăbește toată protecția această națiune care a avut-o. Dacă vă uitați, nu-i timp acum, foarte multe națiuni, inclusiv Franța, am văzut că susține Curtea Penală Internațională în sensul arestării lui Netanyahu și așa mai departe, și alți aliați tradiționali. Lucrurile pot escalada oricând. Libanul și Siria sunt situate la granița de nord cu Israelul, sus și Iordania. No, acum, chiar dacă acestea nu sunt menționate în mod direct în această profeție, datorită poziționărilor, au toate șansele să devină parte din acest conflict și să ia parte la această coaliție, mai ales că ostilitatea este de notorietate a acestei, spune, organizații teroriste Hezbollah, care se află pe teritoriul Libanului și care nu de puține ori, atacă Israelul, și ați auzit și dumneavoastră la știri. Răzleț, mai ușor, dar își manifestă cu evidență ostilitatea. Dumnezeu i-a spus lui Gog de două ori că vor fi popoare, națiuni multe cu tine. Ne spune în versetul 6 și 9. Poate acest lucru poate include și alte națiuni islamice ca Irak, Siria, Iordania și Egipt. Văzând toate aceste națiuni, remarcăm cel puțin două lucruri. Că toate acestea, pe de o parte, sunt într-o relație bună cu Rusia și se află în influența acesteia, și de asemenea au un puternic caracter islamic.
cu ură față de Israel. Ele ar dori cu orice preț ca Israelul să fie distrus. În Ezechiel 38:13 mai vedem că este vorba și despre Seba și Dedan. Statele arabe, exact, mulțumesc, care în prezent sunt aliate cu Occidentul și în special Arabia Saudită și a căror existență ar putea fi amenințată de preluarea controlului Rusiei și a Iranului asupra Orientului Mijlociu. Negustorii din Tars, dacă pot să faci undeva stânga sus, Europa Vestică, îndeoseb Marea Britanie, sunt popoarele fenicienilor de la mare care făceau comerț cu vestul îndepărtat, inclusiv Spania și insulele britanice. Și toți puii lor de lei, coloniile istorice, inclusiv SUA, Australia, Canada și altele, și aici spuneți, vor zice, vii să iei pradă, pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Se poate ca și aceste națiuni să-și dea concursul într-un fel sau altul la invazie. Sau cel puțin să o accepte și să închidă ochii. În această profeție, rostită cu 2600 de ani înainte, Dumnezeu vorbește, cum am arătat, despre un război în care Dumnezeu va distruge armatele care vor încerca să invadeze Israelul. Astăzi, frați și surori, suntem martori multor semne care arată că scena pentru acest război în care el va distruge armatele care vor încerca să invadeze Israelul, este tot mai de actualitate. Scena internațională se aliniază perfect, spun eu în acest moment, la descrierea din Ezechiel 38 cu privire la invazie. Momentul acestei invazii se poate declanșa oricând. Toate aceste lucruri pot fi subiectul știrilor chiar de astăzi sau de mâine. Unii comentatori, am observat pe internet, ai pasajului din Ezechiel, exclud Rusia din această coaliție, identificând pe Roș Magog cu Turcia și națiunile turcice din Asia Centrală. Această interpretare indicând spre o invazie exclusiv din partea țărilor musulmane. Da, poate fi o posibilitate reală. De asemenea, unele voci spun că războiul Gog-Magog va fi precedat de un alt război al Israelului cu vecinii săi direcți. Și se face referire la descrierea din Psalmul 83. Să ne rugăm fiecare pentru înțelepciune și să studiem în continuare și Dumnezeu să ne lumineze în privința acestor aspecte. De remarcat că războiul dintre Gog și Magog apare și în escatologie islamică cu o desfășurare similară. Ieremia 37:30-7 spune: Vai, căci ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea. Este timpul de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi salvat din el. Rețineți, Iacov va fi salvat din el. În mijlocul necazului, Dumnezeu se va descoperi ca apărătorul lui Israel, ca în timpurile vechi, când favoarea lui era cu ei ca națiune. Situația lor extremă va fi ocazia lui și atunci le va fi îndepărtat orbirea. Domnul să aducă ziua aceea cât mai repede. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor popoare cum s-a luptat în ziua bătăliei. Citiți Zaharia 14:2 și Isaia 28:21, referindu-se la acest lucru, în sensul că eliberarea lui Israel de filisteni de către Domnul la Perațim și amoriți la Gabaon a fost miraculoasă. Spune că și Dumnezeu se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului. Citiți 2 Samuel 5:19-25, timpul nu ne mai permite, în Cronici, în Iosua, o să vedeți aceste lucruri. Cum Dumnezeu
Ce vreau să spun? Că n-a depins de abilitatea sau de calitățile lor militare, ci s-a luptat și a luptat bătălia în felul său, miraculos. La fel și în această luptă mare, Dumnezeu va aduce eliberare la timpul și în felul său. Prin bătălia zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic, întreaga lume va fi pregătită pentru ziua cea nouă și pentru mare ei lucrare de restabilire, așa cum am arătat. Lucrarea de nimicire va fi o lucrare scurtă, ne arată Matei 24:22, și că imediat după ea va începe să strălucească gloriosul soare al dreptății. Pământul, vechea structură socială de acum, tremură ca o colibă peste noapte, ne spune Isaia 24:19-20, pentru a face loc noi clădiri a lui Dumnezeu, cerurile și pământul nou în care locuiește dreptatea. Amin.